Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. În acest videoclip am să vă prezint o nouă achiziție. Astăzi am fost la Oradea, am fost la piață. V-am spus în videoclipul anterior că vreau să-mi fac o achiziție. Aici, după cum bine vedeți, am mutat cele două femeluțe, nu mai este boxa goală. Am mutat aceste două femeluțe. Hai să vă arăt prima dată achiziția și apoi o să continui cu prezentarea iepurilor din nou. Bun, prieteni, după cum bine vedeți aici, am o femeluță de uriaș. O achiziție nouă. Uitați ce lungă e, ce mare este. Încă nu a fost dată la iepuroi. O zis omul că nici nu s-o n-o dau. Că acum va împlini 6 luni. Încă nu o dau la iepuroi atunci. Uitați ce frumoasă este, ce urechi lungi are. Este cam agresivă. Nu știu de ce. Uitați ce frumoasă este. Opa. Vedeți? Este agresivă. Este foarte frumoasă. Este mare. O fost și scumpă. Dar zic eu că se merită. Încă nu le-am dat de mâncare. Acum am ajuns acasă. Am schimbat cuștile. Am băgat cele două femeluțe în cușca aia unde a fost femeluța aia albă. Și iepuraica asta am băgat-o aici. Aici e lada în care am adus-o. Deci, cum v-am zis, am mutat repede femeluțele astea două aici. Nici așternut nu le-am pus. Nu le-am pus nici apă, nici mâncare. Nu le-am mutat aici. Am luat telefonul și am filmat. Uitați-le. Ai mai sperioasă un pic. I-am mutat locul, e mai sperioasă un pic. Bun. Aici e iepuraica gestantă. Stai cu minte. Hai să vă arăt și iepuroiul. Uitați și iepuroiul. Prima muntă lui o să o fac cu iepuraica uriaș. Este 2-3 luni. Așa. Asta e mai blând un pic. Și ăsta a fost agresiv când l-am adus. Acum am văzut diferența dintre cocitură și... Am zis că nu le-am dat de mâncare, nici apă nu mai au. Nici porumb nu mai le-au. Uitați cât de lungă e, ca e aproape cât cușca. Și urechile mari. Foarte mare. Frumoasă. Bun, prieteni. Sper să vă placă acest videoclip. Dați un like, un subscribe. Să aveți baftă la urecheați. Și până data viitoare, v-am salutat. Pa!